Această navă putea să salveze toți pasagerii de pe Titanic, însă nu a făcut-o și s-a uitat la ei cum se necau. Ok, băi și fete, poate am fost puțin mai macabru în intro, să spunem așa, pentru că astăzi vom reacționa la nava care ar fi putut salva toți pasagerii de pe Titanic. Deci vă mai spun încă o dată, nu e vorba de o bărcuță micuță că mai salvează 15 oameni. Nava care ar fi putut salva toți pasagerii de pe Titanic. Un nou episod din seria Titanic, sunt chiar foarte curios, man. Ce navă ar fi putut să facă chestia asta? Pentru că în thumbnail-ul acestui videoclip zicea că această navă s-a uitat la pasagerii de pe Titanic cum se necau și s-a uitat la navă cum se scufundă. Acum, sincer, dacă ar fi face-o să vă dau un predict, da? Să prezic eu ce s-ar... Ce, nu să prezică, deja s-a întâmplat, dar gen, ce urmează să zică? Eu cred că Titanic-ul a cerut ajutor acestei nave și ea nu și-a dat seama, cred. Hai să vedem. Aprilie 1912 a marcat una dintre cele mai îngrozitoare tragedii din istoria lumii. Da. Deși se dorea a fi nescufundabilă și reprezenta apogeul ingineriei la acea vreme... Știm deja această poveste. E seria mea Titanic, faci să avem o serie aici de bun deja. Fără lună, n-a avut sponsorizată de firma Ocean Gate, să-mi fie cu iertare pentru această glumiță. La câteva kilometri distanță se afla o altă navă care ar fi putut oferi ajutor, dar... La câțiva kilometri? Băi, ești nebun? Asta nu s-a întâmplat. Nu, nu era o navă fantomă. Și nu e nici vreo legendă sau vreo teorie a conspirației. Este o realitate documentată. Există înregistrări și declarații ale martorilor care confirmă acest lucru. Dar... Confirmă că erau pe nava care s-a uitat cum se scufundă Titanic. Păi și de ce nu i-ați ajutat? De ce nu a ajutat această navă? Hai că să... avea boală pe Titanic. Plăm ce s-a întâmplat în acea noapte privind evenimentele din trei perspective diferite. Okay. Să începem cu versiunea Titanicului. Este ora 23:30. Luna se ascunde în spatele norilor negri. Visibilitatea nu este bună. Totul este calm pe Titanic. Sub îndrumarea capitanului, operatorul de comunicații rămâne în contact cu uscatul prin frecvențele radio. În acest moment, un străin intră pe frecvență, întrerupând comunicarea operatorului. Nu este clar ce vrea acest om ciudat și despre ce vorbește. Ah, cred că mi-aduc aminte asta, frățu. Cred că cineva încerca să-i avertizeze pe ăștia de pe Titanic. Operatorul nu încearcă să-și dea seama. El strigă la acest tip, cerându-i să se deconecteze. Băi... Frate, ok că ăsta era alt capitan de pe o altă navă care încerca să-i avertizeze. Conexiunea este întreruptă. La ora 23:40, Titanicul se lovește de un iceberg. Ok. Gheața sparge carena. Apa începe să inunde punțile inferioare. Nimeni nu se panichează încă. 20 exact. De minute mai târziu, la miezul nopții, echipajul navei trimite un semnal de alarmă prin frecvențele radio. Puțini oameni înțeleg cu adevărat cât de gravă este situația. După 20 de minute, la ora 12:20 noaptea, încep să coboare bărcile de salvare cu pasageri. Și sunt curios la ce oră, ca asta nu cred că știam, la ce oră se face pe jumate. 12:25 primesc un răspuns la semnalul de alarmă. Oh! Este RMS Carpathia. Capitanul lor raportează că navighează deja cu viteză maximă către Titanic. Dar problema este că locul accidentului este la 93 de kilometri distanță. Aceasta înseamnă că nava Carpathia va ajunge abia în 4 ore. Bă, de ce mergeau ăștia? La ora 12:45, echipajul navei care se scufundă lansează rachete în aer. Aceste rachete reprezintă unul dintre principalele motive pentru soarta teribilă a multor pasageri. Dar vom vorbi despre asta pe larg mai târziu. Cum adică? Okay. Trec 90 de minute, timp în care puntea Titanicului se rupe, iar nava se scufundă sub apă. La ora 4:10 dimineața, Carpathia ajunge în sfârșit la locul naufragiului. Membrii echipajului fac eforturi eroice pentru a salva toți oamenii. Iau la bord 705 supraviețuitori. Mamă! În acest moment apare o altă navă. Este SS Californian. Carpathia navighează spre coasta New Yorkului cu toți oamenii salvați. Nava Californian plutește în căutarea pasagerilor, însă nu găsește decât rămășițe. Această navă se află la doar câțiva kilometri distanță, în timp ce Titanicul s-a scufundat în apa înghețată. Nava Californian ar fi putut să-i salveze pe acești oameni. Capitan... Păi și de ce n-a făcut-o? Stanley Lord a făcut unul dintre cele mai groaznice lucruri pe care le putea face un marinar. Nu a ajutat o navă care se scufunda. Da, el știa că se scufunda? Păi și n-a intrat la închisoare pentru asta? Când s-a aflat despre toate acestea, lumea l-a detestat pe capitanul Lord. Nu au putut aduce acuzații împotriva lui, iar în urma procesului nu a fost condamnat. Dar cariera lui a fost distrusă în întregime, corect, foarte bine. Nicio altă companie navală nu-l mai angaja. Cu toate acestea, el și-a susținut tot timpul nevinovăția. Dar de ce era nevinovat? Inclusiv înainte să moară, capitanul a spus că nu a fost vina lui.
Dar de ce n-a fost vina lui? Bă, spune-ne, mamă, l-am și murit, vă dați seama, 1912. Dacă acest lucru este adevărat, atunci ce s-a întâmplat acolo? Ia să vedem. Asta ne aduce la versiunea navei Californian. Este noaptea de 14 aprilie. Nava Californian navighează în apele rece ale Atlanticului de Nord. Nava intră într-o zonă cu multe iceberguri. V-am zis, el a zis, fraților, pe frecvență, v-am spus că mai știam asta. La 22:10, capitanul Lord oprește nava. Este prea periculos să se miște în această zonă, deoarece icebergurile pot deteriora carena. La ora 23, nava rămâne pe loc. Este imposibil să te miști în astfel de condiții cu o vizibilitate atât de slabă. Capitanul știe că Titanicul se îndreaptă spre această zonă. Exact, mi-aduc aminte. Ordonă operatorului radio să avertizeze nava despre pericol. Operatorul radio Evans pornește receptorul și încearcă să contacteze Titanicul. Bă, spus, fraților! Se aproximativ 30 de minute să facă asta. Legătura se stabilește în sfârșit. În acest moment, operatorul radio al Titanicului vorbește cu scatul. Evans întrerupe această conversație și încearcă să avertizeze nava despre iceberguri. Operatorul nu înțelege cuvintele lui Evans. El exact. Pentru că Evans a intrat pe frecvență cu atâta tupeu. Exact, exact. El strigă la Evans și întrerupe conexiunea. Obosit, Evans oprește receptorul și își informează superiorii despre incident. Este încă un mister cum a reacționat capitanul la această veste. Oare cum a reacționat? Probabil că a crezut că nava Titanic știe despre pericol. Îl lasă pe Evans să meargă la culcare. Dacă Evans nu ar fi oprit radioul și ar fi așteptat o oră, ar fi auzit un semnal de alarmă de la Titanic. Dar acesta nu trebuie chiar în momentul respectiv, el nu are niciun motiv. Mamă, face la subărec. Dar nu putem, frate, așa, zice, așa putem zice la orice, că dacă erai acolo, nu merge așa. Să rămână la transmițător. Evans este prea epuizat și nu poate lupta cu somnul. Așadar, Evans se duce la culcare. Titanicul începe să se scufunde. Capitanul său trimite un semnal de alarmă. Operatorul de la bordul Carpathia îl primește, dar nava Californian nu, deoarece receptorul este oprit. Exact. Capitanul Lord nu poate dormi. Simte că ceva nu este în regulă. Băi! Între timp, Titanicul se scufundă rapid sub apă. Capitanul dă ordin să se lanseze rachete în aer. Și aici are loc una dintre greșelile critice. Cei de pe Titanic lansează lumini de avertizare, dar acestea nu sunt roșii. Din anumite motive, echipajul a uitat să ia la bord rachete roșii, așa că au luminat cerul cu o lumină albă strălucitoare. Și ce? Ce contează? Dacă trebuie să trimiți un semnal de alarmă, trebuie neapărat să lanseze lumini roșii. Capitanul Lord vede aceste lumini, dar nu le percepe ca pe un strigăt de ajutor. Dar ca ce? Băi, că dacă e o petrecere în mijlocul oceanului, bă, stai prost! Se poate să nu existe rachete roșii standard pe o navă atât de imensă precum Titanic. Dar, din păcate, iată că se poate. Bă, stai prost? Crede că e petrecere? Capitanul Lord crede că Titanicul navighează mai departe. Poate că există un motiv necunoscut în spatele acestor lumini albe, dar nu se știe sigur. Deci, capitanul Lord habar n-are că Titanicul se scufundă. El decide în continuare să contacteze nava, dar de data aceasta nu prin comunicare radio. Capitanul Lord nu trezește operatorul radio și trimite un semnal către Titanic printr-o lampă de semnalizare. Este important de înțeles că mulți capitani de școală veche nu luau în serios comunicarea radio. Ei nu înțelegeau valoarea acestei tehnologii. Ok, deci erau old school. Școală veche, da. De aceea, capitanul Lord nu-l trezește pe Evans. El trimite semnale luminoase, dar Titanicul nu răspunde. Oh my God! Mulți supraviețuitori au menționat mai târziu că au văzut luminile intermitente ale navei Californian, dar nu au putut face nimic în legătură cu asta. Echipajul navei nu le aude strigătele de ajutor. La 2:20 dimineața, Titanicul este complet sub apă. După aproximativ 2 ore, operatorul radio Evans se trezește și pornește radioul. Și aici află tot. Află că, băi, s-a făcut ce s-a făcut. El aude mulți salvatori vorbind despre nava scufundată. Evans înțelege totul. Raportează acest lucru capitanului. În acel moment, nava Californian se îndreaptă imediat spre locul epavei. Acolo se întâlnesc cu Carpathia. Cu supraviețuitorii la bord, aceasta navighează spre New York. Nava Californian rămâne să caute alți oameni. Nu găsesc nimic altceva decât resturi. Na, fraților, acum, eu nu știu dacă omul ăsta e vinovat, adică n-avea de unde să știe, l-a încercat, a avut instinctul marinarului acolo că e ceva, dar nu putem să-l învinuim. Nava Californian se întoarce pe uscat.
Vestea despre nava care ar fi putut salva Titanicul se răspândește în toată țara. Începe procesul. Capitanul Stanley Lord și echipajul își spun versiunea. Ei spun că nava lor stătuse nemișcată. Mulți oameni nu-i cred, iar unii dintre pasageri... Da, de ce nu? Adică, de ce ar minți? Au boală pe aia! Pasagerii supraviețuitori susțin că au văzut nava trecând prin apropiere. Ce, totuși, mă? Judecătorul îi declară nevinovați. Poate au avut halucinații. E 1962. Capitanul Stanley Lord este un om foarte bătrân. Sună un notar pentru a mărturisi ceva. Capitanul face ultima sa remarcă despre acest caz. El jură că nu este vinovat. Dar dacă nu era nava Californian care naviga pe lângă Titanic în acel moment, atunci cine era? Teoria exact. Samson ne-ar putea răspunde la această întrebare. Era o navă de pirați sau ceva de genul, nu? Adică, fraților, bă, omul ăla murea, era bătrân, de ce ar mai fi mințit, frate, să zică că, bă, eu de fapt, că gen... Na, aia supraviețuitorii zic că, băi, noi l-am văzut, ăsta zice că de fapt el nu, el a stat pe loc, de ce ar fi mințit? Nava care vânează foci, Samson, navighează în apele rece ale Atlanticului de Nord. Membrii echipajului nu dorm. Aceștia studiază cu atenție împrejurimile, dar nu pentru că le este frică de iceberguri. Le sunt fantome? Să se întâlnească cu garda de coasta SUA. Echipajul navei Samson vânează foci, ceea ce este ilegal. Ah, ok, este o navă de... ok. La 00... Braconieri. 45, capitanul navei Samson vede rachete de semnalizare albe. Echipa este convinsă că este garda de coastă. Ei sting luminile și navighează mai departe. Ok, băi, iară, ăștia n-ar fi unde să știe, iară. Întuneric, așa că nu observă că Titanicul se scufundă. Se întorc pe coasta Islandei și aud despre dezastru. Își dau seama că i-au abandonat pe pasagerii care se înnecau. Dar n-aveam unde să știe, frate. Nepotul unuia dintre membrii echipajului de pe Samson citește despre această poveste în jurnalul unchiului său. Nepotul cere permisiunea să publice aceste înregistrări. Toată lumea își dă seama de nevinovăția capitanului Lord. Exact, bă, n-a fost vina lui ăsta. Din păcate, el nu a trăit să vadă acest moment. Las că a văzut din cerul de la Dumnezeu, fraților. Bă, ăsta chiar era nevinovat, frații mei. Fie de vorba fapt, între noi. Încă nu se știe cine este vinovat în această poveste. Nimeni. Pur și simplu nimeni, frații, n-avea unde să știe. Un apropiere atât. Și nici ea nu este vinovat, că n-avea unde să știe. Capitanii lor erau oameni antrenați. Ei ar fi putut ajuta la salvarea tuturor pasagerilor. Vina lor a fost că nu au putut înțelege ce voia Titanicul în exact, acea noapte. Exact, așa a fost să cineva fie. A uitat să pună rachete roșii în cutie. Acest mic, dar fatal detaliu a fost una dintre cauzele... Ăla e vinovat! Care a uitat să pună rachete roșii. Ăla e vinovat, băi și fete. Ăla e vinovatul. Asta e părerea mea. Scrieți voi la comentarii care credeți că e vinovatul. Eu zic ăla care a uitat să pună rachete roșii.